Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Muscel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. 5 persoane au fost ucise în comuna Bascov. Făptașul a fost reținut. Comuna Bughia de Jos are 7 proiecte depuse pentru finanțare pe PNRR. Ion Balaur în echipa ideală a etapei a patra. Crimă înfiorătoare la Bascov, pe strada Stejeret. Polițiștii au descoperit marți după amiază, în urma unui apel la 112, într-o locuință, 5 persoane ucise de puțin timp. Suspectul măcelului a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore emisă de procurorul de caz de la parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. Urmează ca inculpatul să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș cu propunere de luare față de acesta a măsurii arestării preventive. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. O crimă înfiorătoare a zguduit întreaga suflare a comunei Bascov. Poliția a fost sesizată printr-un apel la numărul unic de urgență 112 de către un bărbat că și-a găsit acasă toți cei 5 membri ai familiei decedați. La fața locului au sosit polițiștii, care și ei s-au îngrozit de ceea ce au găsit. Suspectul ar fi avut 2 tuburi de spray cu piper, dar nu le-a utilizat la comiterea crimelor. Poliția a descoperit și un suspect, un bărbat cunoscut cu probleme psihice, care este ruda apropiată cu cei omorâți și care stă la câteva case distanță. Făptașul este în vârstă de 53 de ani și a fost prins în grădina din spatele casei. Am aflat la 15:30, m-a sunat unul din agenții de poliție de la primăria locală, de la poliția locală Bascov. Am venit aici și am descoperit, de fapt, imediat la numărul de casă cine locuia. Era în evidențele medicului de familie din anul 2006, cu handicap accentuat psihic permanent. El locuia cu tata, cu mama și cu fratele, care fratele era necăsătorit, taximetrist. Și se pare că prima dată l-a omorât pe tata când a ieșit în baie, din spusele celor care sunt aici. După aceea la mamă a prins-o când a ieșit afară din casă și a fiat cu un ciocan în cap și după aceea a legat-o și așa. După aceea a omorât și fratele. A trecut strada în casa cealaltă unde locuia sora și fata. A omorât-o pe soră și pe fetiță. La audieri a recunoscut toate cele 5 crime, explicând cu amănunte cum a procedat cu fiecare în parte. În cursul dimineții au avut loc realizarea necropsiilor medico-legale. La acest moment se află depuse și atașate la dosar concluziile medico-legale preliminare. Rezultă din aceste concluzii că în cazul fiecarei victime este vorba de o agresiune activă cu corp dur sau tăietor despicător. La acest moment se redactează referatul cu propunere de arestare preventivă. Urmează ca în scurt timp instanța să primească dosarul și să soluționeze propunerea de arestare preventivă. Ce pot să vă spun este că a declarat cursiv, coerent, cu lux de amănunte, cu toate explicațiile necesare, nu au fost întrebări la care să nu fi avut răspuns din partea procurorului. În modul în care au fost descrisă de dumnealui săvârșirea faptelor, denotă o planificare minuțioasă, cu măsuri de precauție, în așa fel încât să nu existe niciun impediment în ducerea la bun sfârșit a intenției dumneavoastră. Dan Manu, șeful Serviciului de Medicină Legală Argeș, spune că victimele luate prin surprindere și ucise cu pietre de diferite dimensiuni și alte obiecte nu supraviețuiau nici dacă erau găsiți mai devreme. Rezultatele autopsiei indică faptul că victimele au aceleași traume la cap și la gât provocate cu obiecte dure, fără semne de împotrivire, cei atacați fiind luați prin surprindere, probabil în somn. În urma examinărilor exterioare ale cadavrelor, autopsia a scos în evidență traumatisme craniocerebrale și cervicale la toți cei 5. Deci același mod de operare pe fiecare victimă,
produse aceste traumatisme, pe de o parte prin lovire cu corp dur și cu corp tăietor de spicător. Vedem rezultatele și materialele care au fost ridicate de la fața locului, pentru că s-ar putea ca toate cele 5 victime, sau mai exact la cele 5 victime, să fi folosit un corp tăietor de spicător cu o muchie contondentă, deci rugoasă, cu o suprafață așa, și cu o altă muchie tăietoare de spicătoare. Vecinii spun că suspectul ar fi oferit un lănțișor nepoatei sale și refuzul acesteia de a-l purta la gât l-ar fi supărat, dar oricum omul se simțea neînțeles de familie, care în opinia lui nu îl aprecia. La ora 16 eu am ieșit în coacă, am auzit plângând și m-am dus să-l întreb ce s-a întâmplat. Și a spus că i-a găsit pe toți morți în casă. Dar zic, ce s-a întâmplat? Zic, din cauza gazelor, o pierdere de gaze, că chiar așa ne gândeam, nu ne așteptam la așa ceva. Și a zis, nu, doamnă, zice, sunt morți în casă, i-a omorât cineva. Și am întrebat, unde este fratele taximetristul, că avea un frate taximetrist. Zice, e mor și el. Și cel bolnav, zice, a dispărut. Da. Și după aceea a venit legea, a venit poliția, salvările. A dat cumva detalii cum a găsit omorâți? Nu, atâta mi-a spus că sunt morți în casă. Primele date indică faptul că și-au omorât întâi părinții și fratele în noaptea de luni spre marți, apoi a așteptat să plece cumnatul și a intrat în cealaltă casă unde și-a omorât sora și nepoata. Surse din anchetă spun că suspectul avea însemnări în care și-a notat premeditarea crimei. Medicii psihiatri încearcă să își explice fapta. Absolut imprevizibil și de-a dreptul halucinant, așa. Neașteptat, tragic, dramatic. Și din nefericire, în această buclă este cuprins un om cunoscut ca bolnav psihic cronic. Dar nepericulos. Da. Nu a dat semn niciodată. Nu. Lucru pe care familia însăși nu l-a spus. El a fost tot timpul monitorizat cu tratament personal și sub supravegherea familiei, care se prezenta de fiecare dată la controlul lunar. Din 2014 el este în evidență la noi aici, din 2014 îl tratez lună de lună, familia a venit, îl mai aduc și pe el așa de 2-3 ori pe an, dar nimeni nu mi-a zis nimic, toată lumea era destul de mulțumită că își vede de treabă, că stă în cal, în curte, mă rog, că era bolnav, asta e altă poveste. Și pentru mine, vă spun, este, și spuneam și colegilor noastre, este un fel de furtună pe cer senin. N-am ce să vă spun, au venit ultima dată, a venit tatăl lui, pe la jumatea lunii iulie, am făcut rețetă. Medicul de familie spune că pacientul a urmat tratamente de ultimă generație, fără efecte secundare, și a colaborat foarte bine și el și familia, tratamentul fiind eficient. Psihiatrul l-a văzut ultima dată acum 3 luni și niciodată nu a dat semne de violență, nefiind catalogat o persoană periculoasă care să aibă nevoie de însoțitor. Inculpatul va fi supus expertizei psihiatrice, iar după ce a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, a fost introdus sub pază, singur în celulă, în arestul IPJ Argeș, urmând a fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă. Administrația locală a comunei Bughia de Jos are numai puțin de 7 proiecte finalizate și depuse spre finanțare pe PNRR. Este vorba despre stații de încărcare a mașinilor electrice, spații de recreere și, nu în ultimul rând, introducerea rețelei de gaze pe o lungime de 25 de kilometri. După reușita obținută cu proiectele depuse pe Angel Salini pentru utilități publice și drumuri, administrația locală a depus și 7 proiecte pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre acestea se află stații de încărcare pentru automobilele electrice, zone de recreere și, nu în ultimul rând, introducerea rețelei de gaze naturale pe o lungime de 25 de kilometri. Dacă se va primi finanțarea pentru rețeaua de gaze, 90% din suprafața comunei Bughia de Jos va beneficia de această utilitate.
Avem, v-am spus, pe PNRR, avem 7 proiecte, printre care proiectul pe gaze naturale, avem zona aceea de la intrarea din comună, partea dreaptă, pe DJ 732C, unde să facem o mică zonă de recreare, un mic parculeț, să încărcăm, să executăm stații de încărcare pentru automobilele mixte cu combustibil mix și electrice. Avem, am zis, vreo 7 proiecte. Sper și aștept cu mare plăcere și cu mare nerăbdare să primim aprobarea și pentru gazele naturale, având în vedere că și proiectul avem întocmit cu toate avizele, tot. Doar ne trebuie aprobarea, suma necesară și imediat. Proiectul pentru localitate este întocmit chiar pentru 25 de kilometri, 95% pentru întreaga localitate. Da. Deci am considerat că e cazul la gaze naturale să întocmim acest proiect pe total localitate, să nu mai sunt de fiecare dată să cheltuim sume de bani pentru un nou proiect, pentru iar noi avize, pentru de fiecare dată de câte ori întocmești un proiect, plătești și avize și tot absolut toată documentația, însă având proiectul întocmit și cu avizele toate luate, în momentul în care avem bani, continuăm de fiecare dată până finalizăm investiția de 25 de kilometri. Și pentru străzile unde nu s-a primit finanțarea, administrația locală a Comunei Buia de Jos a întocmit proiecte care vor fi depuse pe alte axe de finanțare. Așa cum afirmă primarul localității, cel puțin la finele acestui mandat vor demara lucrările și la drumurile care nu au intrat la finanțare prin programul Angel Saligny. Proiectul pentru eficientizarea energetică a primăriei Domnești și a unui corp al Liceului Tehnologic din localitate este la un pas de a fi depus pentru finanțare prin PNRR. Mai trebuie obținut certificatul energetic și totul va intra pe făgașul normal. Totodată, birourile primăriei vor fi modernizate pentru a crea o atmosferă decentă de lucru funcționarilor. Primăria din Domnești și un corp al Liceului Tehnologic din localitate vor fi eficientizate energetic prin Planul Național de Redresare și Reziliență. La această oră, administrația locală trebuie să mai obțină un certificat energetic pentru ca proiectul să fie complet, urmând a fi depus pentru finanțare. Avem proiect pentru primăria noastră și pentru un corp la liceu. Deja e în derulare, îmi trebuie doar certificatul energetic ca să-i dăm drumul la proiect. Adică ce veți face? Veți izola? Veți pune panouri? Panouri solare, izolare, tâmplărie schimbată, aparate de aer condiționat, sistem de încălzire. Deci tot ceea ce ne trebuie pentru o primărie cu să fie dotată la cerințele normale de lucru. Pe lângă această eficientizare energetică, primăria va fi dotată cu tot ce este necesar pentru a se obține un confort sporit de lucru al funcționarilor. Numai puțin de 3 cărți ce aparțin scriitorului moldav adoptat de mușceleni Radu Enășescu vor fi lansate în prezența autorului în sala de lectură a Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung. Volumele Luminina Sfințit, Bulevardul Pardon, Bârfe și nu numai și Dom Petrică, Doctorul Satului, scrise de autor în decursul mai multor ani, sunt pentru prima dată lansate în prezența publicului iubitor de cultură. Sala de lectură a Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung va găzdui o lansare de cărți scrise de-a lungul a 2 ani de scriitorul câmpulungean Radu Enășescu. Cunoscute publicului mușcelan, mai mult din publicațiile care au apărut și apar în municipiu, printre care se află și revista Acidava, textele celui care a lucrat an bun la defuncta întreprindere Aro sunt frânturi de lumină și dragoste, dar și pline de ironie și umor. Lumini în Asfințit, Bulevardul Pardon, Bârfe și nu numai și Dom Petrică, Doctorul Satului sunt cele 3 cărți cu care publicul iubitor de cultură va face cunoștință. Biblioteca Municipală Câmpul Lung vă invită vineri, 12 august, de la orele 11, să fiți alături de noi la o lansare de carte a autorului mușcelean Radu Enășescu. Este vorba despre publicațiile Luminina Sfințit, Bulevardul Pardon, Bârfe și nu numai și Dom Petrică, Doctorul Satului. Despre autor, inginerul Radu Enășescu s-a născut în orașul Botoșani în iunie 1951. Este absolvent al cursurilor școlii din Botoșani, apoi al Liceului Teoretic August Reboniu Laurian.
în anul 1970, iar în anul 1975 a absolvit Institutul Politehnic, Facultatea de Mecanică Gheorghe Asache din Iași. Este angajată la ARO din 1975 din Câmpul Lung, secția motoare, iar din 78 până în anul 2006 a lucrat în cadrul CESAR. Din anul 2006 până în 2016, de când s-a pensionat, a lucrat în cadrul firmei Rom Turingia din Câmpul Lung. Este un autor mășcelean inedit. Vă așteptăm la bibliotecă. Lansarea celor trei cărți va avea loc vineri, 12 august, începând cu ora 11, iar autorul va răspunde la toate întrebările celor prezenți și va oferi cu generozitate autografe. Mușcelenii sunt invitați la sfârșitul acestei săptămâni să participe la prima gala a muzicii ușoare care se organizează la Câmpul Lung. Piața primăriei va fi special amenajată pentru acest spectacol, la care vor concerta nume sonore ale muzicii ușoare românești de ieri și de azi. Gala va fi prezentată de Octavian Ursulescu, cel care a prezentat numeroase spectacole mari din România, printre care și Cerbul de Aur. Iată că după ani buni în care doar visam ca la Câmpul Lung să se desfășoare concerte în aer liber, ca la Brașov sau Sibiu, lucrurile încep să intre și aici pe un făgaș normal. La sfârșitul acestei săptămâni, piața primăriei va fi amenajată special pentru a găzdui prima gală a muzicii ușoare românești. Mari nume ale muzicii ușoare vor veni pentru a oferi mușcelenilor o seară de neuitat. Trebuie amintit că prezentarea acestei gale o va face renumitul prezentator Octavian Ursulescu. Nume ca Stella Enache, Corina Chiriac, Marina Florea, Anastasia Lazariuc, Gabriel Dorobanțu și Paul Surugiu, cunoscut publicului ca Fuego, vor trezi amintiri și nostalgii. Pe data de 12 organizăm aici, în piața primăriei, la fel cum s-a întâmplat anul trecut de Crăciun, așa vom pune scena, un regal al muzicii ușoare românești, în sensul că vor veni Fuego, Corina Chiriac, Anastasia Lazariuc, Gabriel Dorobanțu, adică doar... melodii, vom auzi doar melodiile alea, știi, care gala noastră mică, toate melodiile alea care ne fac și acum să dansăm și ne fac să ne simțim bine, și vreau neapărat să-l organizăm și mă bucur foarte mult pentru că acești artiști și-au făcut timp să vină la Câmpul Lung în condițiile în care este bătaie pe artiști, pentru că sunt foarte multe evenimente la mare, la munte, în foarte multe locuri, și mă bucur foarte mult că au fost de acord să vină aici la Câmpul Lung. Sper să fie o bucurie pentru Câmpul Lungeni. Piața primăriei municipiului Câmpul Lung va fi special amenajată pentru această gală, cu locuri pe scaune, iar pentru că vorbim despre o gală, ținuta decentă este obligatorie. Iubitorii de muzică ușoară sunt așteptați vineri, 12 august, începând cu ora 18, la un regal de muzică ușoară. În fiecare etapă din Superliga, organizatorul competiției, Liga Profesionistă de Fotbal, alcătuiește echipa ideală constituită din jucătorii care s-au remarcat. În cadrul etapei a patra, Ionuț Balaur de la CS Mioveni a prins o poziție onorantă în această formulă de echipă. Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecarei runde cel mai bun 11. În această rundă, printre jucătorii remarcați, și-a făcut loc și fundașul lui CS Mioveni, Ionuț Balaur, cel care a marcat în poarta vicecampioanei, aducând astfel primul punct pentru galben-verzi. Iată cum arată echipa ideală a etapei a patra. Portar Horațiu Moldovan, Rapid. Fundaș Mihai Butan, FC Hermannstadt, Ionuț Balaur, CS Mioveni, Marian Huja, Petrolul Ploiești și Florin Ștefan, Rapid. Mijlocaș Alexandru Mateiu, Universitatea Craiova, Ovidiu Hoban, CFR Cluj și Baba Al-Hasan, FC Hermannstadt. Atacanți Antonio Sefer, Rapid, Mihai Alexandru Roman, FC Botoșani și Gheorghe Grozav, Petrolul Ploiești. Antrenorul etapei a fost desemnat Marius Măldărășanu de la FC Hermannstadt. Cele mai importante academii de fotbal din România vor fi reprezentate în Liga de Tineret, competiție care din această vară înlocuiește Liga Elitelor Under-19.
Startul acestei competiții, la care este înscrisă și FC Argeș, va fi dat pe 20 august. Pe 20 august va debuta Liga de Tineret, competiție înființată de FRF în această vară pentru a înlocui Liga Elitelor Under 19. La startul acestei întreceri se vor regăsi cele mai bune 24 de echipe din clasificarea academiilor. Acestea vor putea folosi jucători Under 18, dar și 3 fotbaliști peste limita de vârstă, fără a depăși însă categoria Under 21. Cele 24 de formații au fost împărțite în două serii de câte 12 echipe, urmând ca în sezonul regular să se dispute 11 etape, jucând fiecare cu fiecare în sistem tur. Cele mai bine 6 echipe clasate se vor califica în play-off, iar celelalte 6 vor evolua în play-out. În play-off și play-out se vor disputa 10 etape în sistem tur-retur. Primele două formații din clasament la finalul play-off-ului din fiecare serie se vor califica la turneul final, unde vor avea loc semifinalele și finala competiției. Campioana Ligii de Tineret va reprezenta România în UEFA Youth League. Printre echipele care vor lua startul în Liga de Tineret se regăsește și FC Argeș. Alb-violeții au fost repartizați în seria Vest și vor avea de înfruntat adversari puternici, printre aceștia fiind și AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc, campioana Ligii Elitelor Under 19 din sezonul trecut. În aceeași serie au mai fost repartizate Universitatea Craiova, CFR Cluj, Politehnica Timișoara, Universitatea Cluj, Ripensia Timișoara, UTA, Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, Viitorul Cluj, Banatul Timișoara și Kids Tâmpa Brașov. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 21 și 27 de grade Celsius. Sunt semnalate precipitații în majoritatea zonelor. În nordul județului avem temperaturi de până la 21 de grade la Rucăr și la Dragoslavele. 25 de grade avem la Pietroșani, 26 la Coșești și 25 de grade la Câmpulung. Vreme instabilă avem și în sudul județului și temperaturi ce se vor încadra între 25 și 27 de grade. De asemenea, la Pitești s-ar putea să plouă, iar temperaturile vor atinge valori de până la 27 de grade. Și în partea de nord a județului Dâmbovița sunt semnalate precipitații. În nord avem temperaturi de până la 21 de grade la Râul Alb, 22 de grade la Bărbulețu și la Pietrari. În sudul județului avem vreme predominant frumoasă. Temperaturi de până la 27 de grade avem la Petrești, 28 la Vișina și la Uliești, 29 de grade Celsius la Corbii Mari și la Odobești. La Târgoviște, în schimb, avem vreme instabilă cu temperaturi de până la 27 de grade. La noapte cerul va fi noros la Câmpulung și va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 13-14 grade. Mâine avem vreme instabilă la Câmpulung, cu precipitații, dar și câteva raze de soare și temperaturi de până la 25 de grade. Vineri, dar și sâmbătă avem vreme predominant frumoasă, cu soare, dar și nori, și temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă invit să urmăriți emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!